nu e niciun secret că mă dau un vânt după jocurile de sărit. Și aici nu mă refer la șotron, nu, mă refer la platformere. Și cred că această dragoste pentru ele se datorează faptului că atunci când eram mic îmi doream tare mult o consolă, dar nu am avut niciodată parte de una. Dar chiar și după ce mi-au luat părinții calculator, tot am rămas visând la platformere, pentru că vedeți voi, spre deosebire de zilele noastre, pe la sfârșitul anilor 90, nu prea erau multe jocuri de acest gen pentru PC. Sigur, erau câteva cum ar fi CS Jackrabbit 2, sau Hercules, sau Rayman, sau Abe's Odyssey, ok, deci erau câteva. Dar nu era diversitatea, sau aș putea o numi chiar inflație, din zilele noastre. Iar din această categorie destul de restrânsă de platformere pentru PC, făcea parte și Captain Claw, produs de studioul Monolith. Monolith era un studio mai schizofrenic, dacă l-aș putea numi așa. De-a lungul istoriei sale, producând atât titluri cu conținut grafic violent, cum ar fi Blood sau Fear sau Condemned, dar și titluri adresate unui public mai larg și mai puțin adolescentin, cum ar fi de exemplu Grunts sau Get Medieval sau No One Lives Forever și, bineînțeles, subiectul de astăzi, Captain Claw. Bine, de fapt, numele corect al jocului este Claw, așa cum apare pe cutie, dar a rămas în istorie sub denumirea de Captain Claw în cinstea personajului său principal, Captain Nathaniel Joseph Claw, un fel de montan încălțat, dar în variantă piratericească. Dacă jocul ăsta ar fi fost lansat astăzi, când toată lumea este nebunită după gifuri cu pisici pe internet, ar fi fost un adevărat hit și l-aș fi văzut jucat pe canale ce au 80.000 de abonați. Dar pentru că a avut nenorocul să nască în 97, sunteți nevoiți să vedeți aici, în schimb, la națiunea jucătoare. Dar revenim la pisicile noastre. Claw este un comandant pe o navă de pirați, toți pirații fiind și ei pisici, bineînțeles. Dar când le e lumea mai dragă, sunt atacați de o navă aparținând inamicilor numărul 1 al pisicilor, câinii, sau în cazul de față, cocker spaniol, ca să fim mai preciși. Ei bine, nava lui Claw ajunge să fie scufundată, iar el este capturat și trimis în temniță, cu scopul de a fi executat public a doua zi. Cotrobâind prin temnița lui, Claw găsește o hartă și o scrisoare scrisă de un fost deținut în care se pomenește despre amuleta celor 9 vieți, un artefact străvechi ce îi conferă purtătorului nemurirea. Scopul lui Claw devine clar, găsirea amuletei și a celor 9 nestemate ale sale. La prima vedere, Captain Claw este un platformer destul de tipic. Alergi spre stânga, sar, te lupți, ajungi la capătul nivelului și gata, treci la următorul. Și da, în linii mari, cam la asta se reduce jocul, dar e un joc foarte bun. Claw este agil precum o pisică, alargă repede ca vântul, sare înălțimi uriașe și se cațără precum... Da, precum o pisică, altă comparație nu am putut să găsesc. Și va avea nevoie de toate talentele sale de felină, căci nivelele sunt pline de capcane mortale, așa cum știa de bine oricărui jump and run. Țepi, smoală, apă și lavă, orice pas greșit îți poate aduce moartea. Sigur, la început nivelele nu sunt prea grele. Ele pot da de furcă unuia care nu e familiar cu genul, dar pentru cineva experimentat, ele nu vor fi o piedică prea mare. Însă gradul de dificultate crește constant cu fiecare nou nivel până la cote de-a drept exasperante. Serios, sunt anumite secțiuni care mă fac să dau cu monitorul de pereți, cum ar fi, de exemplu, cea de pe fundal. Jocul devine al naibii de greu, atât de greu încât eu, personal, nu am reușit să-l termin niciodată, nici măcar cu coduri. Sigur, am ajuns până la nivelul final, dar, serios, deja de acolo este pentru masochiști, nu altceva. Totuși, per total, nivelele sunt distractive. Sunt 14 la număr și fiecare are propriul său look, astfel că nu o să te pisești niciodată văzând același peisaj mereu și mereu. Călătoria lui Claw va purta prin temnițe, forturi, păduri fermecate, orașe, insule exotice și chiar catacombe subterane, așa că fiecare nivel aduce elemente și inamici noi pe masă. Și că tot veni vorba de inamici, aceștia au o varietate bunicică. Ce-mi place e că mai toți sunt reprezentați de animale cu care pisicile nu se au prea bine, cum ar fi câini, șobolani, șoareci sau păsări. Majoritatea se împart în două categorii, cei ce luptă corp la corp și cei care luptă de la distanță, dar tacticile lor sunt destul de variate, astfel încât să nu plictisească, cum ar fi, de exemplu, șobolanii care te strâng în brațe când te apropii prea mult de ei sau sirenele care te paralizează. De asemenea, mai sunt și alții inamici mai special, cum ar fi, de exemplu, foarte agasanții pescăruși. Capitanul Claw însuși este un luptător dibace, ca orice pirat care se respectă, poate lupta corp la corp pe ataganul său, ori cu pumnii și picioarele, iar la brâu are, bineînțeles, nerepțitul pistol.
dar uneori e nevoie de ceva mai multă putere de foc, cum ar fi de exemplu dinamita pe care o poate arunca sau o poate lăsa să cadă în capul adversarilor aflați la nivele inferioare. Iar pentru ocaziile mai speciale, poate arunca cu ghiare magice. Dar dacă sunteți atenți și explorați nivelele, puteți găsi chiar și săbii de foc, gheață sau fulger, dar ele au o durată limitată, desigur. Și că tot veni vorba de explorare. După cum am zis mai sus, principiul acestui joc, la fel ca și în altele de același tip, este să mergi în stânga până ajungi la capătul nivelului. Acest lucru e valabil și în Claw, dar nivelele au un anumit grad de non-linearitate, ce mai elimină din monotonie. Drumul pe care trebuie să-l parcurgi e marcat cu semne, dar dacă te uiți atent, vezi dacă sunt locuri pe unde poți să o iei ce nu sunt marcate. Și de ce ai vrea să mergi pe acolo în loc să o iei pe drumul scurt? Pentru că omori, desigur, doar e vorba de un joc cu pirați, mai bine zis un motan pirat. Și care e una din caracteristicile definitorii ale pisicilor? Dacă ați răspuns cu curiozitatea, ați ghicit. Jucătorul i-a devenit înspre locuri periculoase ce conțin comori, muniție, power-up-uri și moarte instantanee. Jocul e foarte bun în a oferi un echilibru între risc și recompensă și un motiv bun pentru a colecta comori, pentru că la fiecare 50.000 de puncte primești o viață, putând să ai un maxim de 9. Și credeți-mă, având în vedere dificultatea mare a acestui joc, veți avea nevoie de fiecare dintre ele. Am pomenit un pic mai devreme de power-up-uri. Jocul nu are foarte multe, în afară de acele săbii, mai ai o poțiune ce te face să sar mai sus și de ea ai nevoie pentru a ajunge la secrete de obicei. Mai ai un power-up de invizibilitate care sincer e oarecum semi-inutil și unul de invincibilitate care în niciun caz nu e inutil. Dar bineînțeles, pentru a ajunge la aceste bunătăți, jucătorul e obligat să exploreze și să se abată de la drumul drept. La sfârșitul fiecărui nivel în parc, Claw găsește o bucată din harta ce-l duce spre amuletă, iar la sfârșitul celor pare, o nestemată, care e păzită de un boss. Bossii sunt așa și așa. Primii trei sunt destul de standard, de exemplu, adică trebuie să-i lovești cu sabia sau cu pumnii în timp ce tu încerci să te ferești de loviturile lor. Dar următorii sunt un pic mai interesanți, de exemplu, ca să-l bați pe al patrulea, trebuie să apeși pe un buton pentru a face ca tunul cu care bossul trage să se îndrepte spre el. După cum se poate vedea din punct de vedere grafic, jocul a îmbătrânit foarte bine, acest lucru fiind ajutat de grafica 2D ce aduce cu un desen animat. Muzica e ok și se potrivește cu acțiunea și cu nivelele în care te afli, dar nu pot să zic că aș asculta-o și în afara jocului. Sunetul în schimb e cu totul altceva, se vede că s-a muncit foarte mult aici la acest aspect. De exemplu, fiecare tip de comoare are propriul său clinchet când o colectezi. Și aceeași varietate au și sunetele de pe fundal, nu doar că vor fi sunete diferite în funcție de nivel, ci și în funcție de locul unde te afli în nivel. Spre exemplu, în cel de-al treilea, auzi cirpite păsările când ești în pădure și era de vânt când te afli deasupra norilor. Iar atunci când ești sub pământ, toate sunetele capătă ecou. Nu e foarte mult voice acting, dar cât e bun. De exemplu, inamicii vor vorbi câteodată, lucru ce contribuie la personalitatea lor. Capitanul însuși va comenta unor la diferite faze. Și sincer, nu cred că o să mă satur vreodată să aud... Jocul are chiar și o comunitate de fani dedicată ce creează nivele noi cu editorul jocului, căci da, există și așa ceva. Din păcate, marea majoritate a nivelelor pe care le-am încercat nu sunt de calitatea celor originale. De asemenea, există și un mod de joc în multiplayer, acesta constând în curse dintre jucători, fiecare încercând să ajungă primul la capătul nivelului și să colecteze cât mai multă comoară. Dar, evident, nu am avut niciodată ocazia de a juca în acest mod. Dacă vă plac platformerele, nu aveți voie să ratați Captain Claw. E colorat, e vioi, e palpitant și în plus de asta joci cu un motan corsar. Serios, cine nu și-a dorit vreodată să fie o mâță îmbrăcată într-un costum de pirat? Dar la fel ca multe alte jocuri vechi Monolith, Claw nu se găsește pe niciun site de distribuție. Dar având în vedere tematica marinărească a acestui joc, sunt sigur că știți ce aveți de făcut. First gem.